O nouă rută de troleibuz în Chișinău, itinerarul va pornit de pe strada Albișoara, va circula până la strada Sarmisa-Getuza și înapoi. Despre aceasta a anunțat edilul capitalei, Onceban. Troleibuzele vor deservi ruta cu numărul 38 și vor ieși pe linie după finisarea lucrărilor de reparație de pe strada Albișoara. De asemenea, în cadrul unei ședințe, municipalitatea a prezentat astăzi și proiectul pentru implementarea sistemului de management al parcărilor. Astfel, experții vor examina cele mai bune practici aplicate în orașele europene. Amintim că până la sfârșitul acestui an, în Chișinău, urmează să fie amenajate cel puțin 2500 de locuri de parcare. Noi trebuie să creăm să examinăm posibilitatea creării acestui fond în care să vină banii pentru parcare, ca din el să poată fi finanțată la rândul ei extinderea sistemului de parcare, îmbunătățirea sistemului de transport public, sau alte îmbunătățiri, alte măsuri, eu știu, posibilități de mobilitate, piste pentru biciclete, trotuare și așa mai departe. Noi urmărim să compensăm impactul negativ pe care l-au mașinile asupra orașului prin finanțarea altor tipuri de mobilitate în oraș.